Salutare prieteni! Băi, am fost să mă tunt. zic din gură că fac videoclip nou și mă fac jujuc, mamă, o să mă placă și pe mine fetili. E, când colo am dat un arabițoi, pakistanez, din nu știu ce era la mâncația și ta. Bă, m-a ciupărțit pe toate părțile, iau uite, bă, deci m-a tăiat aici la obraz. Pă la ceafă, pe la alea. zic ce ai, bă, la el sub acoperire? Ba, zic ești prietenul patriarului. Da, și gură că pumna pe briciul ăsta, că nu te șoimânezi la gât pe la ceafă. Zice, sori, sori? zic da, da, tu ai crezut că soai cu șorici, ai început să mă razim pe, pe toate părțile capă pe alea răpunoase. Ce ai, ai nebunit, faci practic strigă mine. What? What? Zic, guac, guac, coac, diri, diri, de ce că te boali, dar ce-ți joc de mine? Și am ieșit în coșmeni aia lui. M-am dus la mașină, deci abia mi-a mai revenit, frate. Am intrat prin mesagerie și am întâlnit foarte, foarte multe mesaje. m-am întâlnit așa cu ele, deci mergeam așa prin mesagerie, mai apărea unul, hei, bala, așa e, <laughs> Glumesc. Băi, mi-a scris foarte mult în ultima perioadă și mi-a trimis videoclipul uh, Uh, fătălăului, că altfel nu-l nu pot numi Pe, pe Jogodimana la trist uh, În care Vrea să-și facă publicitate pe numele meu Și mai ales întreabă tot ce prinde pe acolo, de la cel cu țangură până la cel cu barbasură. Îi întreabă pe toți, ce părere aveți de părintele Daniel Balas? Ce? Cațațele alea obosite. Bă, o să vă demasc în videoclipul ăsta, o să vă vorbiți singuri în casă, da? Haideți! În primul și în primul rând l-ați luat pe părintele Calistra ca imaginea voastră. Lați păcălit ce-i faceți, ce, face, ce nu-i dați, ce-i dați În schimb aveți rating datorită lui Că dacă părintele nu intra cu voi Erați ultimii opăriți cercetori de pe internet În primul și în primul rând Haideți să spunem lumii Dar nu mai spunem nimic mă. Hai să vedeți videoclipul cu el și după aia revenim Este o ispită, este o lucrare demonică În sensul că are nevoie și este nevoie de rugăciunea noastră a tuturor Adevărul pe care eu îl spun despre voi este o lucrare demonică? Da, așa este. Văzut prin ochii celor ca tine, care promovează înșelăciunea, minciuna, manipularea, perversitatea și așa mai departe, el poate deveni o lucrare demonică. De ce spun lucrul ăsta? Păi hai să arăt lumii întregi cum voi ați înșelat oamenii acum câțiva ani. Îți aduce aminte când ai pus un semnal de alarmă pe Facebook cu un mesaj prin care cerea ajutor oamenilor. Cata ta soție are nevoie de bani pentru o operație foarte, foarte grea. Da, îți aduce aminte că tu ai fost protagonistul acestei uh, scene. Când colo, a ta soție era bolnavă de lene. Se îngrășase foarte, foarte mult și avea nevoie de operație pentru micșorarea stomacului. Că sfânta sală e grea, sfânta dietă e și mai grea, sfânta lene e dumnezeirea voastră. Și așa ce a spus, bă, avem destui urmăritori, hai să-i mințim că ai probleme mari și așa mai departe. Și te operești frumos, ai slăbit și ai, lasă. Acum îi mai mințim că avem nevoie de camere, de uh, supravegheat, de filmat, uh, uh, pitirimi și așa mai departe. De unde, mă? Voi aveți nevoie să vă achitați apartamentul pe care le aveți. Știu toate detaliile despre voi. Dacă vreți, vă spun cu lux, dar mănunte totul. Ia uitați cum cerșiți în continuare pe net pentru plăcerile voastre ordinare. În fine, pro sunt cei care dau, nu cei care cer. Știi cum e proverbul ăla. Dar știți ce mă doare? Că uite, tu în emisiunea ta ai spus, da, e nevoie de multă rugăciune din partea noastră. Care partea voastră? A ta și a Graziele care ne înjurați prin toate comentariile pe mine și pe urmăritorii mei? A? Ia uitați! Mamă, ce rugăciuni minunate! Bă, să scrieți o carte, că sigur o vii despre la babile alea pe la țară, care mai au citit ele, mai au citit! Că le întreb de unde știi, mai am citit eu, în care cărți? În, cred că îmi dați să scrieți de voi așa, serios, bă! <laughs> am și o întrebare, acestea sunt rugăciunile pe care le trimite voi la cuvioasă, pară să pentru cei care uh, vă donează hmm? Nu, o întreb și așa pentru un prietec. că nu, să sincer, cred că nu mai avem nevoie de dușmani. <laughs> Băi, nu e de râs, e de plâns și îmi pare rău. Și nu îmi pare rău pentru mine, ci îmi pare rău pentru oamenii pe care voi îi manipulați la fiecare colț de stradă. De care vă bate joc și îi jegmăniți de câte ori aveți posibilitatea. Îmi pare rău de acei oameni care se lasă măguliți de cuvintele voastre fățarnice și perverse și își au de la gură ca să vă doneze vouă. Îmi pare rău de bătrânele acelea care din pensia lor mică și mizerabilă își iau să vă aducă vouă puși la malele statului și puturoșii societății care nu mișcați nimic decât urmăriți doar să jecmăniți proștii, care altfel nu-i poți numi. Și știți de ce îmi pare rău? Îmi pare rău și de mine că am -mi, -mi pierd timpul cu voi. Dar asta e ultimul videoclip pe care îl voi mai face pentru lichierele societății. Hai să vedem ce galben mai mănânci în emisiunea ta de căcat. Și vă dau doar un exemplu. Gândiți-vă ce lucrare din. Și nu, acum nu este un atac, doar spun ca să înțelegem gravitatea situației spitei în care se află. Când tu mai eri, erai preot și în Duminica în Mironosiților aducei jerfă sfântă pe altar, împărtășeai femei, vorbeai despre femei mironosițe, acum, fix în Duminica Mironoșilor, a postat un clip care a jignit o femeie, o mamă, o soție, adică în ultimul hal. Adică. Și asta, este, asta trebuie să înțelegem că este nevoie de foarte multă rugăciune de partea noastră și, cum ați spus foarte bine, compasiune. Mai și o nu le otrăvit. Lasă-mă ca cel mamă asta ieftină, că nu ține vrăgeala, la că vai, că slujire, că altarului, nu știi că singura slujire și șerfă în biserică ia banului, nu a altarului, ce vă tot dați după deget atât? Bă, dar uh, ai dat-o rău de gard aici, dacă tu compari scroafa ta cercetoare cu Sfintele Mironosise Femei de la Mormântul Mântuitorului, vă înșelați amar, nimă. Deci oricum sunteți niște incul spiritual de ultimă generație. Dar hai să facem așa un film. Deci parcă era la acolo cu celelalte femei mironosise și alergați și așa dacă vreo 10 metri și făcea... Zici că era măgăreața în pantă când dădea de, de greu și a speriat soldații romani, au venit ăștia cu sulițele. Oh, cine ești? Păi sunt grații. Păi și ce cauți aici? Vreau și eu să intru în mormânt, dar mie că n-am viat Isus, dacă intru în mormânt, nu mai, nu ne mai scot toți îngeri din ceruri. Păi și ce faci pe aici? Ce, ce să fac? Aștept și niște donații. Poate mă operez de, de, de mișorarea stomacului, slăbesc și intru și eu ca celelalte colegi ale mele. Pe sub piatră, pe după alea, vă fraierez, vă una alta. Aaaa, nu merge vrăjeala la cum mă, drumul România, creează-ți un canal de YouTube care la jigmănire și sigur o să faci bani de nu o să le mai știi numărul. E, da, o să te operezi și de, de, parcivenie, nu numai de, de mișorarea stomacului. Da, da, ție, nu prea ți nu prea-ți place sportul? Nu prea, că e mai greu cu sala. Eu doar cu aia de mese fac treabă. A, bine, hai de drum. Și când ia tot suliță în trebuci, a venit grație la dabucilea până în România, nu? Cred că de acolo vă trageți voi. Din, din mironozițele alea, nu din celelalte care au stat uh, cu grijă la mormântul Mântuitorului. Hai, nu faceți uh, uh, ca ca asta, că nu ține decât la voi, pe canalul la ieftin. Atât. Hai că ai mai zis ceva de tir, parcă te-am auzit ceva. Ia, ia, că am mai zis un tirist, ia. Hai să-l ascultăm. Bun, mergem mai departe. Este un comentariu, nu-l mai fișesc, ar trebui să mut ceatul mă întorc, doar îl citesc. Bună seara, sunt șofer de tir prin Europa și vă ascult cu drag conectat, conecta la difuzoarele camionului și vă ascult ori întregi când conduc. Știu că alți colegi de tir au adus jigniri, vă rog să-i scuzați. Mulțumim, mă, <laughs> Petru. <laughs> <laughs> Gata, ați terminat. eu uite bă ce râs lipsitor aveați de m-a luat și pe mine. Serios, dacă nu râdeți că am mutat la sul, amândoi. Da, deci și este reprezentantul tirișilor din întreaga lume. Dacă cumva, doamne ferește, lovesc un trailer, să-și ia scuze numele meu. Dacă cumva, doamne ferește, uh, dau întârzieri, să-și ia scuze numele meu. E, eh, dar dacă cumva, doamne ajută, vă trag câte o goarnă și ție și ei, să nu-și mai ceară nimeni scuze. Hai, luați goarna și bucurați-vă de ea.